Mirosul neplăcut din gură poate apărea din mai multe cauze. Discutăm în emisiunea ProSănătate de astăzi despre halitoză și bolile digestive cu doamna Ana Mocanu, medic internist în cadrul Clinicii de Gastroenterologie și Hepatologie. Stimată doamnă, bine ați venit la Radio Vocea Speranței! Bună ziua! Discutăm astăzi despre termenul de halitoză sau mirosul neplăcut din gură. Ce reprezintă halitoza? Halitoza este mirosul neplăcut din cavitatea bucală, cum ați menționat și dumneavoastră, și acest miros, de obicei, este perceput de însăși pacient, da? De membrii familiei cu care locuiește pacientul, deseori observă acest miros, sau în urma unui consult la cabinetul medical. Medicul, examinând pacientul, observă, simte acest miros și, desigur, că îl menționează în acuzele pacientului. Există mai multe cauze care pot provoca acest miros neplăcut din gură, dar noi astăzi discutăm despre maladiile digestive care pot provoca halitoza și aș dori aici să ni le enumerați. Ce boli digestive pot provoca mirosul neplăcut din gură? Da, pe lângă maladiile, patologiile cavității bucale, da, stomatologice, sfera urele, desigur că este și tractul digestiv. Este prezent acest simptom și în patologiile tractului digestiv. Ca cel mai frecvent ce noi observăm la consultații în ultima perioadă este, da, boala de reflux gastroesofageană. O patologie care este prezent acest simptom, o altă patologie este infecția cu Helicobacter pylori, în dismicrobism intestinal, în constipații. Și, desigur, că în ultimul rând și în patologia cronică a ficatului. Deseori este acest miros. Și, desigur, că mai sunt și alte boli de sistem, cum ar fi diabetul zaharat, cum ar fi patologie renală cronică, tot este prezentă halitoza. Dar, oricum, pe lângă halitoză, mai sunt și alte simptome, dacă ați putea să ni le enumerați, da, la fel de sigur, categorii. Deci, da. În boala de reflux gastroesofageană, deci pacientul are acest simptom halitoză, dar pe lângă acest simptom mai are și regurgitații cu conținut acid, care sunt unele din simptomele, mai spunem așa, tipice, care le cunosc, pirozis sau aciditate mărită, mai spun pacienții. Da, da. Și avem și simptome atipice, care pacienții mai dificil le asociază cu această patologie, și adică, cum ar fi, patologiile gingivitele, faringitele, stomatitele, poate să fie tot un simptom al bolii de reflux. Ca să explicăm ce e asta, boala de reflux, prin ce ea se manifestă, ca să ajungem, da, totuși din ce cauză apar aceste simptome. Deci boala de reflux gastroesofageană este refluarea conținutului gastric din stomac, refluiază prin esofag înapoi în cavitatea bucală. Și acest moment este cauzat de insuficiența unui mușchiuleț care se găsește la trecerea din esofag în stomac. Duoden. Nu, din esofag în stomac, când trec alimentele prin cavitatea bucală, este următorul segment al tractului digestiv, este esofagul, ulterior este stomacul. Când trece din esofag în stomac, tubul ăsta mai lung, da? Este mușchiulețul ăsta inelar și el de obicei, în mod normal, se găsește închis. În patologia bolii de reflux gastroesofagean, acest ineluș, acest mușchiuleț, el periodic se deschide sau rămâne în continuu deschis. Și astfel are loc refluarea tot conținutului gastric din esofag în cavitatea bucală. Și pacientul menționează că de multe ori are și regurgitații cu conținut alimentar. Ca simptome atipice, cum vorbeam, este momentul ăsta cu durere la înghițire sau senzație de nod în gât, o durere retrosternală, și aici trebuie să diferențiem cu patologia cardiacă. De asemenea, este senzația de greață, xerostomie sau hipersalivație, senzație de meteorism abdominal, balonări. Da, tot este unul din simptomele atipice ale bolii de reflux gastroesofagean. Și odată ce sunt aceste simptome și pacientul le menționează, spune că durerea asta el de obicei arată așa cu o mână deschisă în formă de evantai, îți arată că tot aici îl frige și îl doare. Și odată ce este momentul dat, întrebăm cât de frecvent sunt aceste simptome și în baza acuzelor, în baza examenului obiectiv care îl face medicul, stabilește diagnosticul de boală de reflux gastroesofagean.
Desigur că sunt simptome și de alarmă în cazul bolii de reflux gastroesofagiene, care ne-ar indica să mergem către o investigație, nu pur și simplu de laborator, dar este o necesară endoscopie digestivă superioară. Și când noi recomandăm, atunci când avem o scădere ponderală bruscă, într-o perioadă scurtă de timp, când sunt prezente vome cu striuri de sânge, când pacientul spune că are dureri pronunțate la înghețire, atât la alimente solide cât și la alimentele lichide, când pacientul spune că are scaun cu sânge și ne gândim totuși aici să excludem o patologie acută, și de asemenea când observăm în careva analiză, modificări, sindrom anemic și așa mai departe, vârsta mai mare de 50 de ani, se indică deja și investigațiile instrumentale, nu cele doar de laborator. Și în baza lor stabilim diagnosticul. Deci investigațiile ar fi în baza simptomelor pe care vi le spune pacientul și deja și începeți cercetarea. Da. Și începem cercetarea și investigarea pacientului. Pentru că mi-a părut și interesant faptul că ne-ați spus că chiar și constipația ar putea duce la miros neplăcut în gură. Da, pentru că este o stază a tranzitului intestinal și astfel se dereglează microflora intestinală, pot să se asocieze de multe ori și infecții. Da, se suprapun careva infecție și avem momentul ăsta de halitoză, se dereglează. Ca să înțelegeți, la noi, pe tot tractul digestiv, noi avem o microbiotă, o microfloră, atât în cavitatea bucală, cât și în esofag, în stomac și în intestin. Și noi suntem populați de anumite bacterii. Odată ce se dereglează, indiferent de segmentul tractului digestiv, microbiota, microflora dată, poate să apară acest miros. După diagnosticare, ce urmează? Cum are loc tratamentul? Pentru că probabil există pentru fiecare dintre aceste maladii un tratament specific. Da, desigur, pentru boala de reflux sunt anumite recomandări. Pentru infecția cu Helicobacter pylori noi avem altele recomandări, desigur. Și ca recomandări de diagnostic, să vorbim despre infecția cu Helicobacter pylori, deci aici merge vorba de testare. Testarea tuturor membrilor, practic, dacă s-a depistat un singur caz de antigen Helicobacter pylori pozitiv în materie fecală, atunci noi recomandăm și celorlalți membri să se testeze pentru antigen, deoarece există riscul de reinfecție după tratament. Dacă un membru s-a tratat și a fost eradicat Helicobacter pylori, ceilalți membri nu, celălalt care s-a tratat există iarăși riscul să se reinfecteze. De asta este necesar ca toți membrii să fie testați pentru Helicobacter pylori și iarăși, cum am vorbit și anterior, în dependență de tipul simptomelor, în dependență de vârsta pacientului, patologiile concomitente, noi facem o schemă de investigație pentru fiecare pacient individualizat. Exact. Și ca metodă de, hai să spunem, de tratament, se începe mai întâi cu un regim igienodietetic. Da. Ceea ce noi recomandăm în patologia bolii de reflux gastroesofageană se începe cu regimul alimentar. Regimul alimentar trebuie să fie de 5 ori în zi, 5 mese, da? De 3 de bază și 2 gustări. Un regim hidric adecvat, că odată ce avem o hidratare precară sau insuficiență de lichid în organism, scade secreția de lichid atât în cavitatea bucală cât și pe tot tractul gastrointestinal și astfel asta duce la dezvoltarea bacteriilor și ne provoacă această halenă, bacteriile date, da? Bacteriile rele, să are în vedere, nu cele bune. Și vorbeam de regimul hidric adecvat, obligator. Desigur că alimentația trebuie să fie bogată în probiotice, atât probiotice cât și prebiotice, în fibre, atât solubile cât și insolubile, da? Pentru că ele participă la digestia alimentelor și la un scaun regulat a pacientului. Și astfel prevenim și constipația. Deci trebuie și de evitat hainele strâmte pe corp. Centura. Deci tot ce este, creează o presiune pe abdomen, crește presiunea în cavitatea abdominală și respectiv se accentuează refluxul. Deci cu alimentația în cantități mici și mai frecventă. Pentru că dacă mâncăm și desigur că ar fi ok ca să ne alimentăm, așa cum am spus, de 5 ori în zi și nu odată seara și în cantitate mare și rapid, pentru că astfel se acumulează aer în stomac
și are loc acest reflux iarăși repetat. Poziția la somn. Ar fi de dorit ca partea capului sau a trunchiului să fie cu 30 de grade mai sus decât restul corpului. De ce? De ce și te doriți să dormim pe partea stângă? Că astfel evităm refluarea acestui conținut din stomac în esofag și respectiv ne trezim dimineața cu mult mai bine. Dacă pacientul observă de multe ori, spunem așa, dureri în gât, cu mirosul deja cu haletoză, face deseori stomatite, carii dentare, tot trebuie să fie investigat pentru boala de reflux gastroesofagian și pentru Helicobacter pylori. Helicobacter pylori însăși el este responsabil de eliberarea compușilor sulfuroși volatili, ceea ce ne dau acest miros. Gustul metalic. Metilmercaptanul, el eliberează și acidul sulfuros. Și adică aceste substanțe ne provoacă acest miros, simțim acest miros din cauza lor. Spuneți-mi, vă rog, dacă o persoană periodic îi dispare, ba are miros neplăcut în gură, ba îi dispare, poate fi vorba de la fel de maladii digestive? Da, poate să fie problema și maladiile digestive, dar poate să fie și o problemă că mai este o haletoză provocată de alimentație. Deci atunci când consumăm alimentele procesate, cafeaua, da, ceapa, usturoiul, ele tot sunt alimente care eliberează compuși aceștia sulfuroși volatili, fumatul, desigur că tot, da, ei tot ne dau acest miros. Și ar putea să apară în dependență de alimentația pacientului, dependență cu ce pacientul se alimentează. Dacă sunt paciente care sunt provocatoare de a bolii de reflux gastroesofagiene, atunci pacientul, da, ar putea periodic să aibă această halenă și periodic să dispară. Când se alimentează normal, în cantități mici, fără factori de stres, fără emoții, nu din grabă, atunci noi am putea adică să nu avem aceste simptome. Și dacă el mănâncă seara doar, că toată ziua este la muncă, da, și este în rutina zilnică. Greșeala care o fac. Și mâncăm numai seara, mult, în cantitate mai mare și consumăm alimentele care sunt bogate în cofeină, băuturile bogate în cofeină, băuturile carbogazoase, acidulate, da, în special dulci, alcoolul, ceapă, usturoi, ciocolata neagră, da, e tot îi provoacă, este un provocator a bolii de reflux gastroesofagene. Și alimentele, afumăturile, alimentele grase, prăjite, condimentate, iuți. Atunci noi dimineața ne trezim sau pe parcursul nopții chiar începe să apară această durere, simțim această aciditate mărită și deja și durere în gât, voce răgușită, tot este un simptom care ar trebui pacientul investigat pentru patologia de reflux gastroesofagian. Dacă după tratamentul unei maladii digestive totuși persistă acest miros în gură, ce se recomandă? Îi ziceți pacientului că ar fi bine să viziteze și un stomatolog sau împreună în acest timp conlucrați? Cum se întâmplă de obicei? Noi tot timpul avem o echipă în spate, da, lucrăm de sine stătător, avem colegi și stomatologi și ureliști cu care conlucrăm. Da, noi pacientul, dacă totuși persistă, trebuie de atras atenția totuși la modul cum se alimentează. De ce că, cum am mai vorbit anterior, produsele alimentare procesate, produsele care eliberează acești compuși sulfuroși volatili, dacă el le întrebuințează în alimentație, atunci mirosul acesta o să persiste și o să persiste pe mult timp. Odată ce o să aibă un regim alimentar echilibrat, adecvat, bogat în fibre, cu hidratare, atunci noi aceste probleme o să le depășim. Și odată ce este identificată cauza halitozei și este tratată, halitoza nu mai apare. Apare doar atunci când avem un regim alimentar precar, da, când, cum am vorbit anterior, atunci noi o să avem pe parcurs mult timp o să avem. Și mai este și un moment cu halitofobia, când pacientul are frică de această halitoză și exagerează uneori cu momentul dat, dar desigur că noi pacienților le recomandăm primul și în primul lucru, desigur, dacă este doar halitoză și nu sunt alte momente, nu sunt alte simptome, recomandăm să meargă la stomatolog.
să aibă o igienă orală adecvată de două ori în zi, în special după alimentele care produc acest miros, cum am mai spus, ceapă, usturoi, cafeaua, tutunul, obligator. Desigur că controlul de rutină ar fi bine la medicul stomatolog odată la 6 luni, odată în an. Și nu numai la medicul stomatolog, și medicul orelist inclusiv, pentru că în special la copilaș sunt vegetațiile adenoide, amigdalitele cronice, tot acolo în criptele cele amigdaliene se depune puroi și acesta creează miroase. Da. Și aici tot ar trebui un consult și la medicul orelist ca să fie examinat și, desigur, cât de exclus patologie orele. Dacă nu este patologie stomatologic și orele, deja merge către medicul gastroenterolog și este examinat mai departe pacientul. În final, vă rog să ne spuneți cum putem proteja sistemul digestiv. Desigur, sistemul digestiv, practic am vorbit până acum, dar oricum o să specificăm. Sistemul digestiv este bine să-l protejăm în felul următor. Să avem un regim de somn adecvat. 8 ore, să evităm factorii de stres. Deoarece sistemul digestiv reacționează de multe ori. În momentele când noi suntem mai stresați, mai puțină cantitate de sânge ajunge către abdomen și atunci mai sunt eliberați și careva hormoni care duce la scăderea fluxului de sânge către organele sistemului digestiv și astfel este o secreție mai redusă de enzime și astfel avem problemele care apar pe parcurs. Alt moment ar fi dieta. Da. Dieta, dar dieta nu că dieta, dar regimul alimentar. Corect. Corect, să spunem da. Așa. Un regim alimentar corect. Să avem, cum am spus anterior, 5 mese în zi, să fie 3 mese de bază și 2 gustări, dar sănătoase. Să nu fie gustări chipsuri, fructe, legume. Fructe, deci, legume, da, nuci. Se permite, desigur. Alt moment este hidratarea. Odată, cum am mai spus, dacă este organismul deshidratat, de asemenea va fi mirosul acesta de halitoză, o să apară în cavitatea bucală. Și de folosit în alimentație probioticele cât și prebioticele. Prebioticele sunt niște alimente pentru probiotice, da? Și e, adică, într-un fel, ne menține sistemul digestiv sănătos. Atâta timp cât avem o cantitate de bacterii bune pe tot tractul gastrointestinal, cele rele o să stea inhibate acolo și nu o să ne provoace nouă careva patologii. Și, desigur, că să ne respectăm și să avem grijă de sănătatea noastră și cât mai multe emoții pozitive. Da, asta e cel mai important. Vă mulțumesc foarte mult că ați reușit astăzi să ajungeți la noi. Vă doresc succes în activitatea dumneavoastră și să ne revedem cu drag în studioul Radio Vocea Speranței. Mulțumesc mult! O zi bună! Dragi prieteni, atât a fost pentru astăzi. Am discutat despre halitoză și bolile digestive cu doamna Ana Mocanu. Vă aștept cu drag și data viitoare. Numai bine! La revedere!